Hei, salut, dragilor! Eu sunt Vivi, bine ați revenit pe canalul YouTube. Astăzi vreau să fac colecția mea de machiaje. De ce nu? Haideți să începem! Vom începe cu rujurile. Primul ruj este un ruj mat. Nu o să fac testări deoarece o să-mi fac toată mâna plină de testere, însă o să vi-l arăt așa. Cam așa arată el. Este o nuanță foarte, foarte frumoasă. Mie una îmi place. Nu am foarte multe machiaje deoarece nu mă machiez des, însă le am aici în caz de orice. Mai am aici un ruj care îmi place foarte mult. Miroase ciocolată, cred, sau a cireșe astăzi. Oh, miroase superb. Mai degrabă a fructe, zicem așa, a bomboane. Nu știu cum să vă explic mirosul. Mai am încă un ruj. La fel ca acesta, numai că, dacă puteți observa, acesta este puțin mai aprins, puțin mai deschis. Dar însă acesta mai deschis îmi place mai mult. Mai avem, am un creion, singurul meu creion de buze care l-am, fiindcă nu folosesc creioane de buze. Așa. Mai departe am un anticearcan care l-ați văzut în hol. Ok, dragilor, trecem mai departe la un cățeluș, să spunem așa, roz. Stați că pe acesta îl deschid. El înăuntru este roz, însă el, de fapt, este transparent. Mi-e place foarte mult. Este, nu ocupă mult spațiu, un geantă, bursetă, ghiozănel. Mai departe, am tot așa un mini rimel care este, să spunem așa, cel mai calitativ dintre rimelurile mele și este și cel mai bun, adică dacă, de exemplu, ai o agentuță mică, da? Acesta nu ocupă deloc mult spațiu, doar atât, da? Deci este foarte util și la îndemână. Am un lip balm. Acesta l-am luat din Grecia. Este cu miros de trandafiri. Și prin această, mie mi-a plăcut foarte mult cum arată. Nu neapărat că este, nu neapărat cum arată în interior, adică lip balmul. Mi-a plăcut cum arată ambalajul, ia uitați-vă. Ce frumos este. Eu îl ador. După aceea am lip balm cu bubblegum, care miroase clar a bubblegum. Ok, trecem mai departe la un strugurel cu nuanță, este red scribel, este roșu red. Ok, trecem mai departe la un gloss, să spunem așa noi. Nu știu dacă v-am mai povestit de el. El este portocaliu, însă, odată ce-l aplici, el este clear, transparent, da? Și peste câteva secunde începe să se facă roșu, 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 roșu. Mai departe trecem la un ruj mat lichid de la Lip Mam. Deci acest ruj este cu ardei iute și îți face buzele
Așa. Mai departe avem rujul, care mă dau eu zilnic vara. Este un portocaliu. Mai departe am un rujuleț cu glitter, care pur și simplu doar glitter lasă. Mai departe am un rimel, de data aceasta mai mare. Am uitat să spun, acesta este rezistent la apă, însă acesta nu și nici acesta. Am trei rimeluri. Mai departe am un lip gloss care se vede foarte deschis pe cameră, însă el de fapt este un roz foarte aprins. Este un roz bombon mai degrabă în realitate. Mai am încă un rujuleț rozăliu care mai am foarte puțin din el, l-am consumat. L-am folosit foarte mult, fiindcă este un nuanță de nude. Și eu iubesc rujurile nude, o să trebuie să mai iau. Nu știu așa unde stau. Chiar nu știu cum se numesc acestea. Sunt niște strugurele, să spunem așa, însă într-o bilă. Chiar nu știu cum se numesc, trebuie să mai să caut pe net. Cremele nu o să vi le arăt. Dacă vreți, poate o să fac și să vă arăt toate cremele mele, parfumurile mele. Am două palete cu două nuanțe de ploapă. Aici am nuanțe mai un nude și un maroniu. Aici am nuanțe de albastru, chiar dacă nu arată acesta negru, este un albastru închis. Ok. Mai departe am o pudră. Am un iluminator, un blush, paleta mea preferată, așa, am un creion de făcut codițe. Nu-l folosesc des, foarte rar îl folosesc. Cum am spus, nu prea mă machiez, pentru că nu îmi place. Mă machiez doar dacă mă duc la o nuntă sau pur și simplu ca să mă amuz, dar în rest nu. Încă o paletă cu patru nuanțe de la Avon. Am un roz, un alb, un gri și un negru. Și mai am un blush. De la Mac. Cam acestea au fost make-up-urile mele, să zicem așa. Acum o să trecem la pensule. Tot așa am puține, nu am multe, deoarece na. Cine folosește multe? Mai am încă un creion negru. Încă asta pensulă. Un creion negru care nu știu unde este capacul. Nu știam că am două. Oricum, mai am o pensulă, pensula mea preferată. De ce nu punem asta? Pensula mea preferată. Mai am încă o pensulă cu două capete. Una pentru sprâncene, iar alta pentru ploape. Am trebuie să nu iau neapărat pensule pentru aplicarea iluminatorului. Am două pensule pentru aplicarea, eu aplic cu ele pudra și blush-ul. Bine. Am încă o pensulă mai lată de data aceasta, tot pentru ploape. Încă una mai subțire pentru sprâncene. Ploape. De pieptănat sprâncenele.
Și de pieptăna, să zicem așa, genel. Nu știu dacă să vă arăt ce produse de demachiere folosesc eu. Nu să vă arăt dischetele deoarece le-ați văzut în haul. Eu mi le țin în această cutiuță. Foarte cute. Nu știu de ce asta caut aici. Am un o apă micelară pentru ochi. Cu această apă nu ustură. Mai am burețele. Nu o să vă arăt acele burețele care mi le-am luat de la Jumbo, fiindcă le-ați văzut deja. Și apa micelară care o folosesc eu, vedeți că aproape nici măcar n-am folosit-o, care o folosesc pentru restul feței, în afară de ochi. Ce să zic, cam acestea sunt machiajele mele. Nu am foarte multe, deoarece vă mai repet încă o dată, nu mă machiezez. Nici nu-mi place, îmi place frumusețea naturală. Însă, de amuzament, în caz dacă mai am o petrecere așa foarte puțin, nu mă dau cu fond de ten, chiar dacă am un fond de ten. Nu mă dau cu el. E uitat aici de mult timp. La petreceri, la nunți, la chestii de-astea mă machiez foarte puțin, deci foarte puțin. Da, și voi trebuie să faceți la fel, să nu vă machiați, să rămâneți cu fața voastră naturală, cu frumusețea voastră naturală. Cam acesta a fost de clipul. Să nu uitați să apăsați butonul așa de like, de subscribe, de share și de clopoțel ca să fiți primii care vizionează videoclipurile mele. Vă pup! Pa!